Tradiționala Cupa Agvil a închis și în acest an calendarul competițional aparținând Federației Române de Arte Marțiale. În ciuda capricilor vremii, majoritatea cluburilor sportive invitate au fost prezente, inclusiv din zonele mai îndepărtate precum Brașov și Covasna. Suntem fair play acestui sport și vrem să ducem mai departe ceea ce am învățat și noi. De aceea venim cu copiii de oriunde ar fi și de la capătul țării, dacă este, venim la Giurgiu. La Giurgiu ne simțim foarte bine și de aceea și Hanchelu ne-a invitat, am trebuit să onorăm această invitație, de aceea și venim cu mare plăcere. Desfășurată în premieră în sala sporturilor Chauncey Hardy, competiția s-a desfășurat la mai multe categorii de vârstă și greutate, atât la feminin cât și la masculin, întinzându-se pe durata mai mult de 8 ore. Cei mai fericiți au fost copiii, o parte dintre ei deja veterane competiției, alții din contră participanți pentru prima dată la un concurs de o asemenea învergură. Mă numesc Antonia Bărescu și sunt de la clubul Cocoro Brașov. Din Brașov și ai venit din Brașov aici până la Giurgiu? Da. Sportul ăsta se consideră un sport mai mult de băieți. Cum te-ai apucat de el? M-am apucat, l-am mai văzut mai de mult timp și m-am uitat un antrenament și după aceea mi-a plăcut și am început și eu. De cât timp practici artele marțiale? De vreo 6 luni. Și ai câștigat vreo competiție până acum? Asta este primul meu concurs. Numele meu este Iepuran Andrei și mi se zice și Iepurila. De cât timp practici tu artele marțiale? Practic de 4 ani de zile și îmi place foarte mult. Până acum n-am avut niciun meci, dar sper să bat și să iau locul 1. Poți să ne faci și o schemă așa de închidere? Președintele și totodată antrenorul CS Agvila Giurgiu, Ion Chelu, speră ca de anul viitor cupa să fie inclusă în calendarul internațional, iar la aceasta să participe sportivi din țări precum Bulgaria, Grecia sau Turcia. Anul acesta trebuia făcut primul pas. Sportivii din Bulgaria care trebuia să vină n-au mai ajuns, n-au venit. Dacă ei veneau, deja în anul următor chemam și alte țări, cu sportivi din Grecia, spre exemplu, care și-au manifestat dorința să vină. Competiția la nivelul acesta se desfășoară mult mai bine într-o sală cu dimensiunile pe care o are sala respectivă. E normal să ne desfășurăm competițiile, pentru că de la ediție la ediție vin mai mulți sportivi cu mai multe pretenții, cu atât mai mult că această competiție punctează pentru sportivii care participă și doresc să ajungă în lotul național. Revenind la competiția în sine, toate cluburile participante au avut măcar un reprezentant pe podium. Respectând spiritul fair play-ului, cupa care dă numele competiției a fost oferită formației CS Showtime Sfântul Gheorghe. Sportivii de la Agvila Giurgiu au obținut 16 medalii, dintre care 5 de aur prin Ștefania Balaban, Victor Băluță, Mario Matei, Șerban Rovențu și Andrei Stănică. Medalii de argint au obținut 8 sportivi: Cristian Dăncescu, Mihai Stoian, Andrei Lăbău, Victor Băluță, Iulian Lumânare, Claudiu Peiculasa, David Tatawană și Cristian Țigănilă, în timp ce alți 3 sportivi, Mihai Dăncescu, Sorin Băluță și Vlad Surcel, au luat bronzul. Evenimentul sportiv a fost organizat de CS Agvila în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu și cu sprijinul primăriei municipiului.